Vasile Pascale, bărbatul de 43 de ani din Vălenii de Munte, acuzat că a omorât o femeie din Ploiești în luna august anului trecut, a fost condamnat la 16 ani de închisoare. În plus, el a fost obligat să le plătească rudelor victimei 100.000 de lei ca daune morale pentru fiecare parte civilă, 16.000 de lei pentru cheltuieli de mormântare și contravaloarea unor bijuterii amanetate și 21.000 de lei cheltuieli de judecată. Judecătorii au stabilit că Pascale a cunoscut-o pe Tatiana, o contabilă de 42 de ani din Ploiești, pe Facebook și că a ucis-o după ce aceasta i-a refuzat avansurile sexuale. A aruncat cadavrul la marginea orașului, apoi a plecat la mare cu o altă femeie, de unde a postat pe aceeași rețea de socializare o fotografie ca să aibă alibi. Totuși, anchetatorii l-au prins și au găsit asupra lui câteva bunuri și cardul victimei. Sentința dată de Tribunalul Prahova poate fi atacată cu recurs.